O tânără în vârstă de 21 de ani a murit luni seara în orașul său natal după ce a fost lovită de un autoturism. Oamenii legii au transmis că a fost vorba de o auto specială a poliției, condusă chiar de un agent. Totul s-a petrecut în jurul orei 21:30 pe strada 1 decembrie din Agnita. Fata trecea strada regulamentar pe trecerea de pietoni, iar polițistul nu era în misiune. Acesta a fost testat cu aparatul echilotest, iar rezultatul a fost zero. În prezent se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Lansată în decembrie 2018, aplicația Parcare Sibiu continuă să se dezvolte prin actualizări care să ofere utilizatorilor cât mai multe instrumente smart. Taxa pentru parcarea la Cazarma 90 și în Piața Teatrului se poate plăti acum și prin aplicația electronică. Parcarea de la Sala Transilvania, precum și cea de pe strada Ocnei de la Tribunal, dar și cea de pe Constituției, lângă sediul Policlinicii Polisano, au fost adăugate în aplicația Parcare Sibiu. Veți vedea în timp real o hartă interactivă și parcările cu plată care sunt temporar indisponibile din cauza unor evenimente organizate pe domeniul public sau a unor lucrări în zonă. Trei localități din România au ajuns pe lista de recomandări al celebrului ghid verde Michelin. Pe această listă a destinațiilor turistice mai puțin cunoscute apar comuna Axente Sever din județul Sibiu, comuna Curțișoara din județul Gorj și comuna Arbore din județul Suceava. Publicația franceză Le Petit Journal a scris despre toate aceste localități, perfecte pentru o escapadă menită de a cunoaște oameni noi și locuri noi, dar și pentru a afla povești și tradiții. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.